Găsit. Începutul unui nou an școlar aduce nu doar bucurie și emoție, ci și un risc mai mare de îmbolnăvire. Cinci afecțiuni cunoscute chiar tradiționale deja sunt virozele respiratorii, tulburările digestive, bolile copilăriei, conjunctivita și anxietatea. Cei mai mulți părinți așteaptă la asemenea îmbolnăvire odată cu reînceperea cursurilor și apelează la diverse trucuri pentru imunitate. Schimbarea de anotimp, contactul cu alți copii, neadecvarea vestimentației la temperatura de afară, toate pot crește riscul unei simple răceli sau a virozelor respiratorii. Aflat în colectivitate, copilul va lua contact cu alți copii, dar și cu mai multe obiecte sau suprafețe, de cele mai multe ori pline de microbi și viruși. De aici până la probleme digestive nu mai e decât un pas. Acolo unde sunt mulți copii, crește riscul de apariție a uneia dintre bolile copilăriei, oreion, pojar sau varicelă. Diversi virus, bacterii sau pur și simplu un coleg contaminat sunt doar câteva dintre cauzele conjunctivitei. În colectivitate aceasta se transmite foarte ușor. Copiii pot fi stresați sau anxioși la începerea școlii. De obicei, după câteva zile sau săptămâni, aceste stări trec, însă nu este întotdeauna așa, ba chiar din potrivă. Copiii ceva mai timizi, cei care provin din familii în care stările conflictuale sunt des întâlnite, copiii cărora nu le place sau nu se integrează în colectivul de la școală, sunt mult mai predispuși acestor stări negative. Bolile care sunt favorizate devenirea în colectivitate sunt destul de multe. În primul rând sunt bolile respiratorii care se transmit prin intermediul aerului, bolile digestive care se transmit prin intermediul mâinilor murdare și aici vreau să spun că ambele categorii de boli pot fi date de bacterii sau de virusuri ceea ce antrenează o deosebire în diagnosticarea lor, lucruri pe care le va face sigur medicul. În momentul în care copilul se îmbolnăvește, sigur trebuie să fie luat de la școală, dus la medicul de familie și tratat în mod corespunzător, lipsind din colectivitate numărul de zile aferent afecțiunii. Este o mare greșeală a lăsa un asemenea copil în colectivitate, deoarece, pe de o parte, boala se agravează, iar pe de altă parte, el este un element de transmitere al agentului patogen, bacterie, virus, la ceilalți copii. Deci, poate crea o mini-epidemie. Rolul examenului la începutul școlii, examenului clinic la începutul școlii, este foarte important, deoarece cu această ocazie se pot depista foarte multe simptome, și în același timp, și unii paraziți care trebuie înlăturați, mă refer la păduchi și la scabie, care pot fi înlăturați într-o manieră corespunzătoare. Pentru că și aceștia se transmit până la urmă, deci nu este caz, sunt lipsitoare adică bolmă lipsitoare, agenți patogeni care se deplasează de la un copil la celălalt și antrenează o serie de uh, simptome foarte supărătoare. Ca urmare, copilul trebuie să rămână acasă cu tratamentul corespunzător prescris de medic. Imunitatea și starea emoțională a copilului sunt foarte importante. Fizic și psihic, cel mic poate fi ajutat de suportul moral al părinților, o alimentație bogată în vitamine și minerale, dar și de unele suplimente alimentare naturale.